Făgărășenii pot fi și ei alături de oamenii din localitățile înzăpezite din sud-estul țării. Alimentele neperisabile sunt donații binevenite pentru acești oameni cu care natura a fost cam aspră. În acest sens, autoritățile locale împreună cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe au organizat un punct de colectare în Făgăraș. Autoritățile locale împreună cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe au organizat un punct de colectare pentru donații din partea făgărășenilor. Făgărășenii au fost întotdeauna aproape de cei care sunt bătuți de soartă și ne-am gândit să punem și noi umărul la această acțiune pentru a le alina suferința celor ce sunt afectați de căderile masive de zăpadă. Împreună cu Biserica Ortodoxă vom organiza o strângere de alimente, în principal neperisabile, și conserve și ceea ce este posibil ca să ajungem într-una din localitățile afectate. Pe strada Ion Codru Drăgușanu, la Biserica Sfânta Trăime, vom organiza acest centru de sprijin. Oamenii pot aduce alimente la Biserica Sfânta Trăime de pe strada Ion Codru Drăgușanu, unde a fost organizată o încăpere pentru primirea donațiilor. Împreună cu Primăria Făgărașului, domnul primar Sorin Duc, am hotărât ca să venim în sprijinul persoanelor aflate în dificultate în urma căderilor masive de zăpadă și profităm de un spațiu pe care îl avem în strada Codru Drăgușanu, în curtea bisericii de acolo, și anume să adunăm alimente neperisabile. Făgărășenii care vor să doneze alimente sinistraților o pot face la acest centru de luni până vineri între orele 9 și 15.